Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Sunt Silviu. Astăzi vreau să vă arăt puțin căscătoria. Este perioada în care porumbei năpârlesc masiv, foarte multe pene, mizerie, porumbei sunt urâți, dar își schimbă înfățișarea și au așa o formă plăcută. Devin un pic mai robuși, mai grași, voluminoși, pufoși, cum vreți voi. Este o perioadă nasoală pentru că fac pene, praf, sunt urâți. În compartimentul ăsta am mutat masculii destinați reproducției. Sunt aici pe tușă, să se refacă, să schimbe penajul. Ăsta cel de aici este tatăl femeii care a venit pe poziția 339, dacă nu mă înșel, la Danish Pigeon Race anul ăsta. A lăsat, să zicem, în urmă, teoretic, 1000 paste de porumbei, de la start până la finală, de 1700 și ceva. Dar n-a fost suficient, n-a luat niciun premiu. Probabil că a fost năpârlită în perioada în care a fost angajată la în finală. N-are importanță, să încercăm la anul, este ok, bine că a venit. Acolo avem Battenburgul, ăsta este un porumbel de la Johannes Markussen din Clubul 055 din Vaile. Îl știți, la cumpărat recet la licitație. Este un porumbel din, să zicem, nepot din aia bune a lui. Porumbel foarte bun în pedigree. O să vedem dacă o să poată să reproducă. S-ar putea, deoarece am foarte mulți porumbel la reproducție masculi, s-ar putea să-i da drum afară, să zbor cu el. Dar nu cred că o să am succes pentru că el o să vină probabil la viteză, dar știu sigur că o să-l bag și la distanță medie și atunci o să ia razna, o să intre prin alte crescătorii. Aici avem un Verectarien combinat cu un original Verstraté, mulți campioni în pedigree, porumbel calm, tatăl lui zburat pe distanță lungă, multe etape și anul ăsta a fost zburat și a clasat, etape de 8-900 de kilometri, dar nimic în top, ceva de genul 12-18 și mai departe, nimic de gen 1-2-3-5 poziții. Asta este pe lista neagră, nu poți pura pui din el pe distanță, pe vreme caniculară, să zic, pe căldură, clachează. Dar nu știu, să văd, poate îi mai dau o altă femelă, o femelă din altă linie. El e ambițios așa de fel, mă refer pui din el, sunt ambițioși, zboară bine de pui, de tineri. Dacă vreme este așa cum este aici în Danemarca, nu cred că vedeți pe geam, ploaie. În schimb, la un an, ceva se întâmplă cu ei, dar în al doilea an de viață poți zbura distanță lungă. Am exemple în crescătorie. O să văd. Ăsta este cel pe care l-am câștigat la expediția națională. Este nepot din 1A distanță lungă Belgia, 1A național. Și din partea mamei are porumbei foarte bun pe distanță lungă, porumbei care poți zbura la un an. Bunicul lui, cel de la Marc Poulin, New Belgian Pride, a fost locul 1, așa cum știți, ca și Arling. Asta este moșneagul, bătrânul, porumbel foarte bun și ăsta, ca și reproducător. Este, este direct din reproducătorul de bază al lui Klaus Hansen. Deci din linia asta a luat și anul ăsta, locul 2 as și 10 în finală, este în linia asta. Să intrați pe site-ul ăsta de la MC Hansen, să vedeți la licitație. Deja este la 1100 și ceva de euro și este un pic înapoi față de linia genetică al ăsta. Am presă că ăla e să străd nepot din tatăl ăstuia, dar uite că merg și într-o combinație, bineînțeles, cu la Oembach, Madame Moneymaker. Deci puteți intra să vă uitați pe site, să vedeți că am dreptate. Deci sângele ăstuia, combinat cu la Oembach din linia pe care o am și eu, așa. Practic, deci, cea care a fost împerecheată cu ăsta și mi-a dat locul 339 este pe linia lui asta, care a luat locul 10 pentru Klaus Hansen, loc 2, as, dacă mă duc de nici Pigeon Race. Deci un fel de combinații din ăsta și cu femeia aia pe care am de la Lauenbach, dar undeva două generații înainte cum ar veni, creșteți încă dați din aia bătrâni, din baza.
Pentru că părinții ăluia sunt doi iarnici, care a mers foarte bine și a fost inspirat să scoată pui strămit acolo. Ăsta este din aia bun de la Melgord, proprietarul columbodromului Danish Pigeon Race. Cu niște cuci, că și ăsta are la bază impresia că părinții lui sunt niște guți ficheați, dar bunicii are doi bunici sau trei bunici cuci. Are succes cu niște cuci la acolo și mai are Copman în el. Jeff de Wilde, Copman, ce mai are? Cam atât. Jeff de Wilde, Copman, și mai are undeva în spate, departe, la patra generație înapoi, are Maurice Del Bar, așa cum are și albastru de acolo. Are Maurice Del Bar și ăsta are. Și ăsta este foarte bun. Alfredo Bandidos. Asta este tatăl pe mine care mi-a dus locul 2 la Morso Cup și ceva bani. Alfredo este, tatălui este cel mai bun porumbel de distanță lungă din căscătoria Christian Mikkelsen. Vorbe spuse de el. Porumbel care a fost foarte constant în căscătorie și a dat pui foarte bun. Ce mai bun pui din anul acesta lui Christian Mikkelsen și anul ăsta s-a pierdut foarte mulți pui. Sunt frați, semifrați sau frați cu ăsta de aici. Christian Mikkelsen are porumbei bune. Ăsta a avut anul acesta locul 6 la Danish Pigeon Race, așa, finală, și a avut locul 27. Intrați și vedeți. Și la fel are porumbei de Mark Pullin. Gert și Mark Pullin are ăsta în el și Jeff de Wilde. Josef Jeff de Wilde din linia aia veche. Ce mai avem aici? Cam atât. Cam așa arată căscătoria. Pene adunate în colț, o să ne fac curat că nu stau în timp. Trebuie să se refacă. Hai să mai vedem că sunt multe chestii, trebuie să le băm mâncare. O parte ne-au fost sacrificați. Nu țin, de exemplu, dacă am ceva să vând, voi vine din aia bun și anume, uitați, de exemplu, puiul ăsta de aici, tatălui. Este 1-6-9 campion, ies în plus multe, multe alte clasări. Mama lui este cea mai bună yardlinga mea. De anul acesta, constantă, venită bine. Și unicul din partea mamei este la fel campion din Göttingen și multe alte clasări pe distanță lungă. Așa arată un pui pe care l-am păstrat. Probabil îl voi vine, probabil îl voi ține pentru mine. Este deosebit. Ăsta este un pui care nu are o valoare deosebită. Am luat un el din România, probabil că îl voi elimina săptămâna viitoare, după ce va crește și mai am încă doi pe aici. O să-i văd, da, mai păstrat. Ăsta este fiul din cel care ziceam că e pe lista neagră de la reproducție. Ăsta de pui a venit foarte bine, a zburat. Toți vin de pui. Absolut nu se pierde niciunul. La un an, nu știu ce mama lui se întâmplă și cu el, ce se întâmplă cu ei în general, pentru că clachează la un moment dat, clasează, la un moment dat clachează și vin după ceva timp și ăsta a venit pe 2 săptămâni. Dar anul ăsta, el fiind 2016, a zburat perfect, plus 2 clasări la distanță lungă, ceea ce înseamnă extraordinar, la 750-700 de kilometri. Aveți că a clasat Göttingen-ul, Münster, ceva de genul ăsta, a clasat și au fost foarte multe pierderi. Bă, ăsta a venit. Și am mai avut unul care la care a problemă cu ochii de aurbit, frate bun cu el, 2244, care la fel a zburat. La un an a mers cât de cât la un an, dar la al doilea an de viață a zburat toate zborurile pe distanță lungă, inclusiv Antwerpen din Belgia, frate bun. Așa arată aici, porumbei de Battenburg cu Gaston, combinație, pe care o să încerc la anul. Sunt porumbei care sunt foarte musculoși, în primul rând. Au mușchi aparte, foarte, foarte interesantă structura musculară ăstora. Au un stem lung, mușchi abdominali lungi, predominanți, puternici. O să văd ce o să facă, cum o să se preteze musculatura asta în concursuri. Asta este de la Lauenbach în combinație cu masculul albastru, 4-1-1, de la Christian Mikkelsen. Și ăsta au ceva în familie, porumbei care a mers și în Africa de Sud. Ăsta este frate bun, ăsta este frate bun și mai am unul care sigur o să intre în expoziție. Dar unde e ăsta de aici? Bă, arată ăsta impecabil la mână.
Deci credeți-mă, am avut atac de șoimi, am dispărut două exemplare de aici. N-am mai intrat în crescătorie, am decis să-i închid. Și mi-era frică de asta, îl țineam închis. Că sigur o să facă treabă bună expoziție. O să-i bag acolo, o să-i bag la grupa puilor, fără rezultate. Și sper să ia premiu, pentru că este un bobel frumos. Frumos la mână, frumos la cap, absolut tot. Este un porumbel care o să fie premiat, sigur, sigur. O să vedem. Ăsta va pleca, va fi eliminat, este dintr-o linie pe care nu vreau să mai țin. Am scos absolut totul, el a fost ok, are și două clasări pe viteză. Mi-a dispărut vreo 200 mâini, s-a întors acasă, dar nu vreau să mai țin deloc din familia. Are o bază destul de bună, dar nu mai țin nimic, nu vreau să mai țin din familia. Și scot tot, așa cum am zis, obișnuiesc să scot totul. Ăsta de aici are Marian Balauro, are pui albastru ăla cu alb, e din ăsta. Și celălalt albastru închis este din ăsta. Din 2912 și ăsta e 2925. Și na, cei care îl urmărești pe Marian știu foarte bine că puii ăia doi vin bine acolo la el. Chiar unul din pui din ăsta i-a băgat în echipă și vin bine. Probe ok, ăștia ar putea să zboare un 7-800 de km în România fără probleme, zic eu, dacă și aici ăsta, așa cum v-am spus, am venit din am zburat distanță lungă Göttingen, în Münster, etape de 6-700 de km. Și dacă aici vin de lansări din sus spre nord, înseamnă că și în România o să descurce destul de bine, ajutați de vânt, el stă în Giurgiu și la zborurile sunt din nord, cu eliberări din nord. Aici sunt femele, acolo a fost masculii zburători, aici sunt femelele zburătoare. Așa, un pic de zoom. Le-am mutat aici, cum vedeți, un număr mai mic. Mai am ceva pui care nu-i... Ok, că o să-i țin. Ăsta este un pui ok. Cred că o să-l vând cuiva, o să-l dau un pui bun ăsta. După cum se vede. Este ok. Ăsta merită ținut. Dar am prea mulți. Mai am unul acolo. Ăsta la fel este dat din 1.69 campion la etapa de Essen. Pe vreme caniculară, locul, cred că 24 regional, 20 ceva național, de foame. Și restul, ce-a mai rămas? Asta este vinte târziu. Și-a schimbat, aruncat, am peste 3 sau 4 pene odată, simultan. Și-a știut bandita că e vulnerabil și nu mai ieșea din crescătorie, că ei știau că șoimul e după ei. Eu în ultima perioadă am fost puțin ocupat cu alte treburi, muncă și mai departe și îi dădeam drumul și mă duceam la somn. Lucrând noaptea și ziua dormind. Aștia sunt. Asta este cea mai bună iar lângă mea, cel mai stabil porumbel de un an. Am mai rămas foarte mult, dar cel mai stabil, porumbel care a venit constant oriunde a fost. Au fost pierderi masive anul acesta. La iarnici în special și pui s-au pierdut peste 50% din pui. Absolut toată lumea. Eu n-am pierdut așa de mulți. Sunt toți duși până în vreo 200 km. Prima serie două ori. A doua serie liberați odată. Da. Îmi pare rău că s-a stricat vremea și că a dat șoimul în ei, că altfel aș fi dus cei din seria a doua. Au rămas mai mulți, au rămas destul de mulți din seria a doua. Și aș mai fi dus la, să zicem, un 300 de km minim, dar s-a stricat vremea, a fost... Hai să vă arăt cum e afară aici. În Danemarca este destul de nourat acum. Eu filmez cu un program care îmi creează luminozitate, pentru că în interior este întuneric. Dar este mult mai nourat afară decât vedeți voi în cadru. Aici am femeile de reproducție și doi pui păstrați. Hai să vă spun de ce am păstrat pe ăștia doi. Am zis că de-i sprați bun cu asta trimise la Dini și pe Germani și am zis, bă, dacă, să vedem ce, bă, dacă dau lovitura și iau locul 1, deci așa se gândește toată lumea. Locul 1, că de-aia trimise el, să iei locul 1, zic. Dacă dau lovitura și iau locul 1, zic, pe ăștia îi vând în China. Ce planuri mi-am făcut eu. Ei, mai visăm și noi. Dar nu se știe. Pentru că locul 10 în finală de al lui Klaus Hansen este combinație din femeile asta, este scoasă din
cum ar veni pui din femela asta, ceva de genul ăsta, scoși cu pui din 263 din compartimentul meu de reproducție. Și a venit bine. Și doias. Și se vinde acum, așa cum v-am spus, cu vreo 1150 de euro și abia a început licitația. Și aia se așează, bă, ca și garanție. Dacă dau lovitura cu pui din asta, că a mai fost și locul în 2016, locul 1A6 în finală, 6 sau 5 în finală, a fost la fel pe linia astea. Așa, și am zis că păstrez pe gigel ăsta și pe gigică ăsta alt și vând în China, mă. N-a fost să fie, nu e problemă. Oricum sunt porumbei buni. Avem aici două femele de Gaston, 50%, asta este de, cea de acolo, buta este Gaston. Au dovedit în crescătoria Carinei și John. Carina este sora lui, Carina este sora lui Christian Mikkelsen. Că au dovedit porumbei ăștia că pot zbura. Părinții sunt sunt verificați cu rezultate, rezultatele sunt online, puteți să le verificați. Asta și nu e cealaltă. Mai am o albastră frumoasă, astea de acolo. Deci Gaston Van de Vober, am impresia că are locul 1 as național pui anul ăsta. Și sunt porumbei care merg foarte bine, sunt porumbei ce puțin astea două pe care le am și porumbei pe care le am la mână de la MC Hansen, pentru că băieții ăștia doi cultivă linia asta, ei au adus-o în Danemarca împreună cu Henrik Melgaard. Sunt porumbei, să spun eu, compacți așa, dar ce au eu caracteristică, este pozitivă să zic eu, este faptul că au pieptul foarte lung, sternul lung și lipsește abdomenul, cum ar veni. Abdomenul, partea de jos, este cloaca, cum ar veni, este practic lipsă, nici nu o simți așa la mână și mușchii abdominali se duc foarte, foarte lung. Spre înapoi și mușchii sunt foarte, foarte bine dezvoltați. Asta este, cum ar veni, o chestie comună la toți porumbei pe care i-am văzut din linia asta. La fel, asta are, cât și albastra asta, exact aceeași caracteristică. Două femele compacte, destul de pline, mușchii sunt destul de bine dezvoltați pe ele, la fel că sternul este foarte lung. Pe când alți porumbei, cum ar veni asta de aici, este o femelă care are coada mai lungă, aripile mai lungi. La fel și asta. Asta are pieptul mare, dar sunt un pic altfel, altceva. Probabil chestia asta le ajută să vină mai bine. Sau apoi este o caracteristică a liniei respective. Sunt cumva în familia asta. În general, cei care sunt în Danemarca sunt pe aceeași familie. De aceeași porumbei importat și de acolo se trag ei. Altfel, Gaston Van de Vover, 100% Gaston Van de Vover asta, este porumbiță cumpărată de la Evald Jensen atunci când se lăsă de porumbei, undeva în începutul sezonului, că lumea deja avea porumbei, oamenii aveau porumbei de reproducție. Acești doi pui sunt de vânzare, cam într-o săptămână se pot trimite în România. Sunt din Battenburgul meu, Mornola, și femela de Gaston Van de Vover. Să zicem că Battenburgul nu are un pedigree extraordinar, în sens că până la a doua generație, a treia generație de bunicii lui sunt porumbei care au rezultate la nivel național, la concursuri de o zi pe 900 și ceva de kilometri, dar hai să vorbim mai mult despre mama lor, și anume femeia albastră de Gaston Van de Vover, care ea, în speță, este soră bună cu doi porumbei cu locuri 1 și unul dintre ei a fost, așa cum v-am zis, și azi distanță lungă pe secțiunea anul trecut. Sunt porumbei care teoretic ar trebui să zboare pe distanță lungă, de-aia am și combinat așa și am păstrat în formula asta. Sunt porumbei foarte buni și ăștia vor fi foarte buni la mână, deosebiți. Sunt acei porumbei cu sternul lung, cu mușchiul de culoare bună, de închis la culoare, cu pielea foarte, foarte subțire, aproape transparent. Nu știu dacă aș putea să vă exemplific acum. Au ceva atipic față de porumbei pe care eu i-am avut. Nu cred că pot acum să vă arăt. Este tipul ăla de mușchi
care porumbeii iau atunci când zboară foarte mulți kilometri, se întorc acasă și vă uitați la musculatură și vedeți că au mușchiul ăla, pielea transparentă și mușchiul ăla vânăt închis. Așa doi sunt. Battenburg 50%, Hugo Battenburg, Anja van der Merwe, combinat Gaston van der Vover. Hai să vă arăt și 4 pui, mai am încă 2 serii de pui frați bun cu ăștia pe care îi voi păstra. Sunt pui târzii, dar nu mă interesează să zbor la anul cu ei decât undeva prin iulie. Dar în 2020 o să zboare distanță lungă, aștept până în 2020. Vor zbora direct maraton. Hai să vă arăt și pe ceilalți. De aici sunt la fel, frați bun cu primii. Battenburg, Gaston van der Vover, sunt din seria a doua. Ăștia au apucat să zboare afară aproximativ o lună, o lună și ceva, aici, la mine, până a dat șoimul, cel cu alb. Albul știți foarte bine că vine din porumbei, vin din porumbei de Jan Arden. Battenburgul ăla are porumbei de Jan Arden, practic toți porumbei din peregriul lui sunt porumbei cu bază Jan Arden, de la Hugo Battenburg. Și sporadic îmi... Am dau așa, câte un șfic. Și ăsta are un șfic, fiecare aripă câte un șfic. Ăsta are mai mult și musculița. La fel. Asta era cât pe ce să fie prins de un șoim, nu știu ce vietate. Asta pe acoperiș. Și la un moment dat a rămas singur. Am spus pe acoperișul ăla de acolo. Am dus în casă să mănânc și mă uitam pe geam la bucătărie și la un moment dat am văzut acest individ cu viteză foarte mare, intrăm pe găurile de la Sputnik și după el o siluetă care atât câțiva fulgi a reușit să agațe din coadă. Ăsta a vrut săptămâna mai ieșit afară, a stat acolo în crescătorie, n-a vrut să mai iasă. Silueta respectivă a dispărut, nu-mi dau seama ce a fost. Ăsta vrăbier de ăsta sau șoimul ăla, nu pot să-mi dau seama ce. Oricum a fost ceva mic și foarte iute. După care a început să-mi dispară, unul azi, unul mâine. Așa arată cei din generația a doua, seria a doua, din Battenburg, femeia asta de Gaston van der Vover. O să stau un pic ciufurit, nu dau seama de ce. Nu știu dacă două femeile sau femeie sau mascul. Hai să vedem și pe ceilalți, sunt primii. Cei de aici sunt la fel frați cu celălalt 4, sunt din prima serie, cred că doi bărbați, expresivi, temperamentali, da, doi bărbați. Ăsta, mă rog, o să prindă și un inel gold, dar uite că este mai reușit celălalt închis, eu că e mai tare în gură ăsta. Ăștia vor zbura distanță lungă, ăsta cred că vor fi... Să spunem o nouă generație la mine în crescătorie, în sânge nou. Dacă vor zbura și vor avea rezultate pe măsura felului în care arată, cu siguranță voi avea succes cu ei. Deci ăsta este impecabil, un porumbel foarte bun și piept și tot. Ăsta are un pic de minus, că are sternul un pic mai tras. Dar o să facă golan, o să transforme și el, acum e adolescent, mama lui, să maturizeze și bănesc că la anul viitor, undeva prin la sfârșitul verii vor zbura și ei, o să-i mișc. Oricum, antrenamente vor avea parte de la începutul sezonului, dar nu-i voi băga cu oia bătrâni în stolul mare, pentru că fiind tardivi așa mai târziu, au tendința să o ia razna. Nu de proști, de, nu știu, aici au. Ochi închis, ambii bine dezvoltați, porumbei faini, porumbei făcut să zboare mulți kilometri. Și la anul voi băga și în columbodrom, frați bun cu ăștia, pentru că am văzut că în România se pierde foarte mari, sunt foarte puțini porumbei care pot zbura 400-500 de kilometri. La fel am pățit și eu, am mers foarte bine, de exemplu, la Diamond Pigeon Race, am fost undeva după semifinală, locul 37-38, numai ceva de genul ăsta. As, ăia doi care au rămas și la finală, de la Vama Veche, n-au reușit să mai vină absolut deloc, absolut deloc. Fiind o zi caniculară, călduroasă și a mie nu prea pot să zboare pe vreme caldă decât pe vreme de asta de rahat. Acă-i frig, bate vântul, plouă, ăia-s.
Am eu ceva care o să meargă bine și pe vreme proastă, pe vreme bună, mă scuzați, și pe vreme proastă, și o să trimit din două familii diferite ca să mă asigur, pentru că n-am să știu cum va fi finala. Dar sunt foarte puțini porumbei care pot zbura, frate, pui, mă refer la pui, care pot veni de la 500 de km, 400-500 de km. Gândiți-vă că în columbodramele din România majoritatea au fost unele care au avut 2000 de pui înscriși și au rămas după finale ce au mai avut ei pe acolo, derby și mai departe, au rămas 200, 10%. Frate, foarte, foarte puțin porumbei. Pentru că nu toți pot merge. Iuliu Balint și Costel Puiu au, băieții ăștia, au prins o linie de porumbei, o familie care se pretează pentru columbodroame. Mai sunt câțiva care merg foarte bine, cu, cred că au o familie, mai mult de o familie nu cred că au. Și merg, frate, ăia de rup. Oamenii au lucrat porumbei pe columbodroame, au pierdut masiv probabil la început, au găsit formula care le-a dus succesul și s-a axat pe aia, pe familia aia. Și aia nu se dea, nu se mintă niciodată. Tot timpul vor merge. Și au observat că chiar dacă nu clasează în vârf, vin. Adică selectat se poate zbura pe distanța aia. În concluzie, porumbei de viteză n-au ce căuta pe columbodroame. Dacă vreți să trimiteți porumbei. Dacă vreți porumbei în finală, că acolo se plătește, porumbei distanță lungă. Ceva de genul ăsta. Aia care poate să zboare mult. Ăștia ar trebui să zboare 900 ceva de kilometri în prima zi, într-o zi, concursul de zi. Tatăl lor este verificat, scrie în pedigree, atât pe mamă, bunica de pe tată, bunica de pe mamă, ăsta la fel și din partea mamei. Sunt porumbei care ar trebui să zboare pe distanță lungă și la anul voi trimite exact 2 pui, nu 1. Zic, dacă unul e prost, măcar celălalt să fie bun. Nu mai vine...